Primăria municipiului Timișoara continuă lucrările de transformare a unui hectar de teren într-un spațiu generos cu zone de relaxare, cu mici păduri urbane, cu zonă sportivă și pentru evenimente. Zona de relaxare va fi ideală pentru picnicuri sau plimbări, iar zona de sport, cu terenuri de basket și mese de ping-pong, înconjurată de gradene naturale, va aduna zeci de amatori de sport și susținători. Noua amenajare este doar prima etapă a coridorului de agrement urban pe care îl amenajăm pe malul Begăi, în locul construcțiilor ilegale pe care le-am desființat. Va fi un loc pentru comunitate, unde timișorenii se pot plimba, pot face sport și se pot relaxa. Recuperarea terenurilor ocupate ilegal pe malul Begăi va continua, iar amenajarea actuală va fi extinsă, declară Dominic Friț. Totodată, în apropierea podului Mitropolit Andrei Șaguna, unde s-a păstrat o bucată din terenul mlăștinos pe care a fost construită Timișoara, stufărișul va fi menținut și completat, iar zona va fi îngrădită pentru a fi pusă în valoare. În plan este inclusă și o zonă cu habitat natural, spațiu destinat biodiversității în mediul urban, amenajată cu 8 specii de arbori. Pe toată suprafața se vor planta peste 1000 de plante perene și arbuști și peste 100 de arbori. Terenul în valoare de aproape 5 milioane de euro, cu o suprafață de peste 12.000 de metri pătrați, pe care au fost construite clădiri fără autorizații și fără contracte de concesiune, a fost eliberat în urma unei operațiuni de demolare a imobilelor.